societatea normală, subordonându-se Frontului Salvării Naționale, pentru a asigura desfășurarea normală a întregii vieți economice și sociale. Punctul D. În teritoriu se vor constitui consilii județene, municipale, orășenești și comunale ale Frontului Salvării Naționale, ca organe ale puterii locale. Miliția este chemată, ca împreună cu comitetele cetățenești, să asigure ordinea publică. Stimați respectatori, în imediata mea apropiere se află unul dintre foștii noștri mari sportivi, maestru elementar sportului, Cornel Dinu, care riscându-și viața a venit în studio, aducând unei știri proaspete. Nu mi-am riscat viața pentru că pentru popor nu există măsură. Poporul român a dovedit că este admirabil. Sunt de foarte multe ore în mijlocul televiziunii. Oamenii care ne-au transmis din stadion de atâtea ori și care au plâns cu noi la cântarea imnului au fost în fața mitralierilor necruțători pentru a fi lângă dumneavoastră. Fac un apel la toți sportivii.